mine, lângă... Bărbatul meu, da. Lângă bărbatul tău. Bă, dar cum s-a întâmplat? Că nimeni nu s-a așteptat la asta neapărat. Să trăiți, domnul Fulgi, te pupăm. Să trăiți, să fie bine. Ce faceți? Ce... Gata. Ce faceți, domnul Fulgi? Hai noroc. Așa, mă. Power couple. Ăsta e nou power couple din show. Sunt cel mai tare. Bă, bune. Sunt bă, dar cum s-a întâmplat, bă? Cum v-ați cunoscut? Cum s-a întâmplat toată treaba? Nu multe detalii în cer. Hai, mă, zi. Îi treabă și pe el. Păi lasă, că fetele vorbesc mai mult. Băieții sunt mai reținuți, așa. Lasă, că de data asta țin pentru mine, că nu dau totul acum pe față. Așteptăm și mai puțin. Sunt multe de spus. Dar merge bine treaba. Adică merge bine treaba. Păi, da. Care e cea mai mare calitate a lui Fulgi? Ia zi. Bine, rău. Ferească, rău de tot. Ferească-mă Dumnezeu. Da. Deci asta e. Da. Și la nivel emoțional, cum vă înțelegeți? Comunicare? Păi și sexul emoțional. Și sexul emoțional, da. Am înțeles. Dar știu că acum te-a dus acasă. Am înțeles că te-a dus acasă la doamna Florica. Da, putat la el sau cu el. Da, da. Și cum a fost contactul cu părinții? Păi eu cu familia lui, mai ales cu maică. Cu maică s-a mânșit de ceva timp. Și înțelegem foarte bine. Deci e soacra perfectă, e o persoană minunată, talentată, e un model pentru mine, sunt foarte fericită că i-am în viața mea și... Ce să zic, mai mult de atât. Bă, dar frate, vă gândiți la căsătorie, la chestii de genul ăsta sau e prea de vreme să vorbim despre așa ceva? Nu e prea de vreme, eu nu vreau să fac copil peste 15 ani, însă nu sunt și niciodată, ce o vrea Dumnezeu. Ok, vă mulțumim foarte mult, vă lăsăm la distracție, trăiți domnul Fulgi și să fie într-un ceas extraordinar. Vă pupăm! Pa!